Hello, oameni dragi, bine ați venit sau revenit la un nou clip aici la mine pe canal. Eu sunt Mihaela și stați să ridic la valiera mai sus un pic. Ia să vedem. Hai bre. Gata. Am ridicat la valiera un pic mai sus. Din păcate încă nu mi-a trecut răceala. Ce să facem? Asta este. Defilăm încă cu ea. Dar am decis că astăzi să vin în fața voastră cu un clip pe care nu l-am făcut de ceva timp. Asta pentru că, nu știu, prin diverse motive. Dar astăzi m-am gândit să vorbesc despre câteva parfumuri ieftine, sub 100 de lei, pe care merită să le aveți în colecția voastră. Evident, mențiunea pe care o fac la fiecare clip este să testați aceste parfumuri pe pielea voastră, să vedeți dacă vi se potrivesc, dacă pe voi țin, dacă pe voi se comportă ok. Tot ce fac eu în clipul ăsta este să vă aduc sugestii de parfumuri care sunt sub 100 de lei, pe care merită să le aveți, parfumuri cu care să mirosiți bine cu bani puțini, cum spune Ana Rojin, pe care o pup și o salut. Și o să încep în nicio ordine anume. Nu am foarte multe parfumuri pentru că mi-am tot făcut curățenie în colecția de parfumuri, ce este drept. În ultima vreme, chiar dacă am în colaborare cu cei de la Dubai Collection, am intrat în colecția mea mai multe parfumuri care depășesc suma de 100 de lei per sticluță. Asta pentru că am și o perioadă în care mă îndrept înspre anumite parfumuri, am anumite parfumuri pe wishlist și mă îndrept mai mult către ele. Dar cu toate astea am adus lângă mine câteva parfumuri sub 100 de lei pe care eu consider că merită să le aveți în colecție, mai ales că ele sunt din sfere de miros diferite. Și o să încep în primul rând cu acest Red Velvet, căruia știți că i-am rupt lănțișorul în momentul în care i-am făcut Reels, care este un parfum inspirat din parfumul Burberry Her. Găsiți acest parfum pe site-ul celor de la Dubai Collection, cu care am și un link de afiliere. Dacă folosiți pe site-ul lor codul MV05, va aduce o reducere de 5%. Iar acest parfum este inspirat din Burberry Her. Ce-mi place mie la acest parfum este că, spre deosebire de Burberry Her, nu duce atât de mult înspre Baccarat Rouge. Este mai mult un parfum bazat pe fructe roșii, care mie îmi place foarte mult cum miroase și pe care vi-l recomand. Persistența lui pe mine este una medie, nu are persistența lui Burberry Her, dar pentru 100 de ml sub 100 de lei este un parfum bun, un raport calitate-preț bun. Este un parfum bine blenduit, bine făcut, care se comportă bine, miroase bine și pe care vă recomand să îl încercați dacă nu l-ați încercat până acum. Dacă vă doreați o alternativă de Burberry Her, dar care se ducă mai mult înspre fructe roșii, fără să aibă ADN-ul ăla puternic de Baccarat Rouge, Red Velvet de la Maison Asrar este soluția pentru voi. Îl găsiți pe site-ul celor de la Dubai Collection. Un alt parfum pe care vreau să vi-l recomand este unul de la Lorina. Eu am plasat o comandă pe site-ul celor de la Parfumat, dar o să vină într-un clip următor cu ce parfumuri am mai cumpărat în ultima vreme. Dar am aici un parfum de la Lorina pe care vreau să vi-l arăt. Și discutăm despre acest Lorina Green Apple. El este un parfum sub 100 de lei, îl găsiți atât pe EMA cât și pe site-ul parfumat.ro, unde aveți cod de reducere de la Parfum cu Drag, Natalia Constantin, cred că NC10 este. Iar acest parfum replică foarte bine DKNY Be Delicious, din câte știu eu. Miroase foarte bine, este un miros de măr, Granny Smith, proaspăt, dulce, suculent, așa, un miros de măr foarte interesant. Dacă vă doriți o clonă a parfumului DKNY Be Delicious și nu vreți să dați mult pe el, puteți să optați pentru acest Lorina Green Apple. Are și un număr, este numărul 206. Acest parfum pe mine persistă undeva la 4-5 ore, după care necesită reaplicare, dar nu mă deranjează acest lucru pentru că îmi place destul de mult mirosul acestui parfum. Și este un parfum drăguțel. Un alt parfum care intră în gama asta de parfumuri sub 100 de lei pe care merită să le aveți în colecție este acest Kece de la Vioris, care este o combinație de zmeură cu iasomie și vanilie, dar în care se simte predominant nota de zmeură. Dacă vă place nota de zmeură în parfumuri, dacă mergeți foarte mult înspre sfera asta de parfumuri fructate,
parfumuri soare, parfumuri vesele, parfumuri ușor de folosit, Kece de la Vioris este o variantă foarte bună pentru voi. Mie îmi place foarte mult acest parfum, este un parfum pe care pot să-l folosesc primăvară, vară, toamnă, iarnă, nu contează, atunci când vreau să miros asemeură folosesc acest parfum. Parfumurile Vioris la fel costă sub 100 de lei și din punctul meu de vedere merită să le aveți în colecție, mai mult de atât pentru că sunt un brand românesc. Și o să vină un clip și cu parfumuri sub 200 de lei pe care merită să le aveți în colecție, pentru că acolo aș avea mai multe să vă arăt. Dacă vă doriți un parfum cu smeură, tineresc, efervescent, vă recomand Kece de la Vioris, un parfum care mie îmi place foarte, foarte mult și este un parfum foarte bun din punctul meu de vedere. Vioris Kece, un alt parfum pe care merită să-l aveți în colecție. O să-l las și eu aici pentru că urmează să-l port mai mult în următoarea perioadă. Un alt parfum pe care merită să-l aveți în colecție este Mojo de la Twins, de la care eu am și un backup, o sticlă de rezervă. Twins Mojo este o clonă de Mula Mula de la Byron, nu am mirosit până acum Mula Mula, dar aici avem o combinație de vanilie, fructe și caramel absolut delicioasă. Am primit complimente de câte ori am purtat parfumul ăsta, pe mine persistă foarte bine și mi se pare un parfum potrivit de purtat în orice anotimp. Twins Mojo absolut mă obsedează, mă bucur foarte mult că am o sticlă de rezervă a acestui parfum, chiar dacă nu mai are capac magnetic, nu mă interesează. Miroase a fructe, miroase a caramel, este și el efervescent și îmi place foarte, foarte mult. El mie îmi place să-l iau ca un parfum de sine stătător, iar combinația de note este una absolut delicioasă și demențială și îmi place foarte mult parfumul Twins Mojo. Și știți că îl iubesc, v-am mai vorbit despre el, nu e nimic în neregulă cu acest parfum, nu e vorbesc despre el acum pentru prima dată, la fel găsiți și el pe site-ul celor de la Dubai Collection. Un parfum de la Zara de data aceasta care îmi place foarte mult și îmi place foarte mult pentru că imită destul de bine mirosul lui Chanel Chanson Tendre, dar cu o notă de măr, nu cu o notă de gutuie, este Zara Green Apple. Un parfum foarte frumos pe care vă recomand să îl încercați, care are și el niște note asemănătoare cu cele al lui Chanel Chanson Tendre, diferența fiind că aici avem predominantă o notă de măr, la fel suculent și proaspăt. Îmi place acest parfum, persistă undeva la 3-4 ore după care necesită reaplicare, dar având în vedere prețul pe 100 de mililitri, eu zic că nu ne deranjează lucrul acesta. Dacă vă doriți un parfum de vară care să vă răcorească, să vă dea un aer proaspăt, vă recomand acest Zara Green Apple, o variantă foarte, foarte bună și o alternativă bună a lui Chanel Chanson Tendre. Un alt parfum de pe site-ul celor de la Dubai Collection care îmi place foarte mult și pe care v-aș recomanda să-l aveți în colecție pentru că este o combinație destul de interesantă și extrem de greu de găsit în unele parfumuri, dacă mă întrebați pe mine. Vorbim despre Mask Collection Pomegranate, că i-am pus numele data trecută, by Gulf Orchid, așa arată el. Este ultimul parfum despre care v-am vorbit în ultimul clip pe care vi l-am arătat. Un parfum care combină foarte bine niște note de măr cu rodie pe o super bază de musc. Îmi place foarte mult parfumul, mi se pare potrivit mai mult vara și atunci când te pui la somn, are și niște citrice și un măr ușor dulceag, simți o coajă de măr, are și rodie și baza aia curată moscată îl face un parfum absolut superb. Mi se par niște parfumuri bune, niște parfumuri bune de avut în colecție pentru că sunt altceva. În momentul în care vrei să miroși proaspăt, curat, dar totuși să ai un hint de ceva, să nu fie mirosul ăla de balsam, de detergent și atât, poți să apelezi la un astfel de parfum. Mie îmi place asta foarte mult pentru că combină notele alea fructate pe o bază de musc și miros curat, dar în același timp fructat, nu e un curat banal, nu e un curat floral care să mă ducă cu gândul la balsam de rufe sau detergent. Este un curat moscat fructat, extrem de fructat, care mie îmi place foarte mult. Pe mine persistă undeva la 6 ore acest parfum, după care necesită reaplicare, dar mi se pare foarte bun raportul calitate-preț. Sub 100 de lei, 60 de mililitri, e numai bun de avut în colecție. Hai să mergem un pic și înspre zona arabească și vă aduc în colecție acest parfum
care se numește Caed al Fursan Unlimited, iar el teoretic ce că ar fi un dup al parfumului This Is Her de la Zadig & Voltaire. Nu e un dup, mie mi se pare mai multe combinație între Lyra și This Is Her. Aici avem santal, avem cocos, avem ceva citrice în deschidere și este un parfum cremos, un parfum superb, un parfum cu un nis deloc arabesc, un parfum pe care merită să-l aveți în colecție dacă vă plac parfumurile cremoase, dulci, cu un hint de citrice. Mi se pare foarte interesant parfumul. Îmi place foarte mult nota aia de nucă de cocos lăptoasă, cremoasă, dulceago, vanilato, ceva. Cu nota aia de lemn de santal și cu deschiderea aia fresh de citrice, este absolut super parfumul. Mi se pare o variantă foarte bună de parfum de vară. E lactonic, e cremos, e dulce, are is de cocos, are și un is de citrice, iar combinația este una foarte, foarte interesantă. Caed al Fursan Unlimited, un parfum foarte frumos, cald, blând, dar în același timp ușor de purtat și în anotimpul cald. Un alt parfum care mi se pare potrivit pentru anotimpul cald este acest Swedish Experience de la Oriflame, care este un pic inspirat din Baccarat Rouge, doar că aici avem un Baccarat Rouge pe citrice, un Baccarat Rouge pe portocale și îmi place foarte mult mirosul acestui parfum. Iarăși mi se pare o alternativă foarte bună de parfum de vară pentru persoanele care vor note citrice, dar nu vor lămâi. Cum sunt și eu, îmi plac parfumurile citrice, dar nu cele cu lămâi. Ei bine, Swedish Experience Blazing Warm este o variantă pentru voi de la Oriflame. El persistă destul de bine pe pielea mea, urmează să-l testez și în anotimpul cald, dar mi se pare foarte interesant că are izul ăla de Baccarat Rouge, dar portocalos, dus înspre sfera de portocale. Un parfum foarte frumos, care are siaj, are proiecție, se dezvoltă foarte bine pe piele și pe care merită să-l aveți în colecție. Swedish Experience Blazing Warm, îl găsiți sub 100 de lei în catalogele Oriflame și vă recomand să îl încercați dacă nu l-ați încercat până acum. Un alt parfum superb arabesc despre care a vorbit toată lumea și pe care îl poartă o colegă de muncă și pe ea, doamne, miroase demențial, este acest Yara de la Latafa. Un parfum absolut superb, un parfum pe care îl ador. Oh, doamne, cât de bun e! Un parfum dulce, pudrat, cu lemn de ud. Într-adevăr, se simte lemnul ăla de agar în el. Dar are și niște fructe de smoothie, fructe cremoase, miroase foarte, foarte bine, este și pudrat și este un parfum extrem de potrivit chiar și în acest anotimp, pentru că, ce credeți, a venit iarna un pic mai târziu. Iara de la Latafa este un alt fel de parfum arabesc, este un parfum arabesc destul de feminin, foarte bine făcut, cald, care te învăluie, te îmbracă. Un parfum care poate fi purtat în orice anotimp, dacă nu te deranjează nota de ud și costă sub 100 de lei pe 100 de mililitri. E un parfum cremos cu fructe roșii pe o bază de lemn de agar. Foarte frumos parfumul, persistent, nu am ce să-i reproșez și îmi place foarte, foarte mult. Nu l-am purtat atât de mult pe cât aș fi vrut pentru că am avut altele de testat, dar nu-i problemă că avem timp și pentru el. Un alt parfum superb de care m-am îndrăgostit este Jazab Gold, pe care nu l-am folosit la fel de mult cum aș fi dorit, dar nu-i problemă că putem să-l folosim și pe el. Jazab Gold este o variantă de la Nuit Trezor cu ceva iz arabesc, cu ceva iz de cadână, cu ceva iz de o mie și una de nopți, cum v-am mai povestit. Într-adevăr, duce foarte mult înspre la Nuit Trezor, dar nu e un la Nuit Trezor simplu, este un la Nuit Trezor cu o tentă arabească, cu o tentă care într-adevăr mă duce cu gândul poate la Yasmin, poate la tipa din Clona, la o chestie de genul ăsta. Mi se pare un parfum foarte bun, merge purtat inclusiv acum pentru că, să fim serioși, nu este foarte cald afară și este un parfum absolut superb. E dulce, e misterios, e în sfera lui clasicului la Nuit Trezor, lui clasicului. E în sfera clasicului la Nuit Trezor de la Lancôme, dar are izul ăla arabesc care îi dă un je ne sais quoi, un parfum foarte frumos pe care vă recomand să-l încercați, la fel sub 100 de lei și chiar merită să îl aveți în colecție. Mie îmi place destul de mult. Un alt parfum care merită să-l aveți în colecție și la fel este sub 100 de lei
Și, sincer, îmi place foarte mult, dar am momente de love-hate cu el. Este acest Zenobia, tot din gama Maison Asrar, de pe Dubai Collection. Acest parfum este o clonă a parfumului sau un parfum inspirat din Rouge Malachite. Ei bine, eu încă n-am putut să-l port, pentru că, deși el nu are tuberoză cum are clasicul Rouge Malachite, are o iasomie destul de indolică și mi-am dat seama de asta mirosind din nou Alien. Ei bine, are iasomia aia indolică din Alien, dar adăugați la ea un inz pudrat, un inz ușor de make-up și o să vă ducă la Zenobia. Un parfum foarte frumos pe care abia aștept să îl port. Cred că o să-l port mâine, să-i dau o șansă la purtare pentru că nu l-am purtat până acum, dar mi se pare un parfum bun de a avut în colecție, un parfum care merită să fie încercat. Din punctul meu de vedere este un parfum ușor altfel, dacă vrei să miroși floral, pudrat, cu iz de make-up, dar să nu miroși, nu știu, cum miroase toată lumea, pentru că am observat în ultima vreme tendința spre oamenii în a căuta mirosuri diferite, în a nu purta aceleași parfumuri ca toată lumea. Pe mine nu mă deranjează să miros ca oricare altcineva, deci nu mă deranjează lucrurile acestea, dar dacă vreți un parfum mai deosebit, care să miroase bine, să se dezvolte bine pe piele, pentru că l-am purtat pe mână, nu l-am purtat pe mine, pe piele, pe haine, dar l-am purtat pe mână, l-am pulverizat de câteva ori. Zenobia de la Dubai Collection din gama Maison Asrar mi se pare o variantă foarte bine, bună. Este un floral pudrat cu iz de make-up, ușor dulceag, nu are tuberoză, dar are o iasomie destul de indolică și mi se pare destul de apropiat de Rouge Malachite de la Armani Privé. O variantă foarte bună să miroși diferit, să ieși în evidență, dar într-un mod plăcut. Într-adevăr, un parfum mai de vreme rece din punctul meu de vedere, dar voi îl puteți purta oricând, știți că vă mai spun acest lucru. Zenobia de la Maison Asrar, un alt parfum de care, din punctul meu de vedere, merită avut în colecție. Apoi, un alt parfum de la Dubai Collection care merită avut în colecție este tot de la Twins, dar discutăm de data asta despre Fev. Fev este un parfum care pe mine miroase a lavandă, orez cu lapte și a boabe tonka. Cam asta este tot ce pot să vă spun despre acest Fev de la Twins. El este o clonă a parfumului Fev Delicious de la Dior, pe care eu nu l-am mirosit, n-am avut această onoare, dar îmi place foarte mult acest fev. Și îmi place pentru că are lavanda, nu lavanda din libră, dar are o lavandă după care pe mine duce în orez cu lapte dulce, pudrat cu un iz de boabe tonka. Foarte interesant acest parfum, îmi place foarte, foarte mult și iarăși un parfum sub 100 de lei, care din punctul meu de vedere merită avut în colecție. Iar ultimul parfum din clipul de astăzi este un alt parfum de la Zara, care cred eu că se mai găsește, dar în alte forme. Discutăm despre Zara Femme, varianta de 2018, dar cred că îl mai găsiți în alte forme, în alte denumiri. Zara oricum reciclează relativ parfumurile, adică unele parfumuri le schimbă denumirea, le schimbă ambalajul și ia uite că avem parfumuri noi. Ăsta este un parfum cremos pudrat cu pralină și alb. Ironia sorții face ca el să fie un parfum alb, chiar dacă este un parfum cu pralină, dulce, pudrat, absolut superb. Este un cremos cu pralină, este și gurmand, are și ceva floral, este și pudrat, dar la fel este un parfum frumos. Eu am găsit pe Fragrantica că el s-ar asemăna cu Poison Girl de la Dior. Nu prea are nicio treabă, pentru că eu am Poison Girl sau cu Hypnotic Poison, cred că cu Hypnotic Poison, dar la fel nici în Hypnotic Poison nu mi se pare că se duce, pentru că ăla are o notă de iasomie. Aici nu avem nicio notă de iasomie, este o pralină pudrată, delicioasă, dulce, albă. Nu știu. Asta e tot ce văd în acest parfum. Îmi place foarte mult parfumul, iarăși un parfum sub 100 de lei care merită avut în colecție. Chit că îl folosiți pe acasă, chit că îl folosiți când vă puneți la somn, chit că îl folosiți cum vreți voi. Mi se pare un parfum foarte bun de avut în colecție dacă sunteți iubitoare de pralină, de dulcegării, dar nu extrem de in your face. Zara Femme, un parfum super frumos pe care vi-l recomand. Bun. Se vede că încă mă bat cu răceala pentru că nu sunt deloc coerentă în ceea ce zic, dar am zis că astăzi să ne destindem un pic.
Asta a fost clipul de astăzi. Nu uitați că am colaborare cu cei de la Dubai Collection și dacă vreți să plasați o comandă pe site-ul lor și folosiți codul MV05, voi primiți o reducere de 5% și primești și eu un comision din comenzile voastre. Dacă v-a plăcut clipul de astăzi, nu uitați să dați un like. Dacă aveți și voi sugestii de parfumuri sub 100 de lei care merită încercate, aștept să vă citesc în comentarii. Dacă vă place ceea ce postez, nu uitați să dați un subscribe acestui canal și să mă urmăriți și pe Facebook și Instagram cu ID-ul Coffee & Perfumes, pentru că am început un proiect cel tare frumos acolo. Sper să mă țin tare mult de el în limita timpului pe care eu îl am. Vă mulțumesc de vizualizare, ăsta a fost clipul de astăzi, abia aștept să vă citesc un comentariu, mă duc să mai bag ceva de răceală, că poate îmi trece și mie. Ăsta a fost clipul, dacă v-a plăcut, like, subscribe acestui canal. Sper că n-am avut glos întins peste tot în tot clipul, dar asta este, de filmăm exact așa cum suntem, pentru că suntem pe natural. Bun, v-am pupat, zile frumoase și parfumate să aveți, sper că am venit în ajutorul vostru cu câteva idei și o să ne revedem în următorul clip, care cred eu că va fi cu parfumuri sub 200 de lei pe care merită să le aveți în colecție, dacă nu altceva, dar vine și cel cu parfumuri sub 200 de lei, mărim un pic pragul de la 100 de lei. V-am pupat, zile frumoase și parfumate să aveți și aveți grijă de voi în ceea ce privește sănătatea voastră, pentru că este foarte important. Bye!